Salut! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi voi veni cu un nou video și anume produsele mele terminate. Am o grămadă de produse pe care vreau să vi le arăt. Da, ca să nu mai alungeți treaba, pentru că nu vreau să fac un filmuleț foarte lung, ca să nu vă plictisesc, vreau să vă arăt două sacoșele, sunt destul de pline. Am ceva produse aici pe care le-am adunat și să trecem la treabă. Prima dată și mai dată vă voi arăta acest imens recipient gel de duș pentru copii de la HIP, pe care l-am folosit și noi ca părinți și vreau să vă zic că este foarte bun, este calitativ, într-adevăr este pentru piele sensibilă și mi-a plăcut mult. A durat ceva până l-am terminat. Am terminat și acest gel de mâini de la Palmolive cu aloie și vreau să vă zic că produsele de la Palmolive îmi plac foarte mult, sunt foarte bune și tot așa am terminat un gel de duș cu extracte de ciocolată, un de ciocolată, așa scrie aici, body, nu, mă înșel, scrie body butter, adică este un fel de unt, dar cu extracte de ciocolată. Oricum, mie mi-a plăcut foarte mult și mi-am luat două, mai am unul pe care parcă n-aș vrea să-l termin. Nu știu dacă am să mai găsesc varianta asta. Da, deci clar o să-mi fie dor de acest miros. În fine, este ideal să miroși al ciocolată, să... Ok, următorul produs pe care l-am terminat este acest recipient care e gol, a fost sare de baie. Acesta l-am cumpărat din România, este de la Eteris și l-am luat de la farmacie naturistă. Și extracte de liliac, da, este antistres, o sumanță antistres. Mi-a plăcut foarte mult, m-a ținut ceva. Tot așa, sare de baie, am mai terminat acesta de la Balea, l-am cumpărat recent și este pentru o singură utilizare. Da, este foarte fain, are un miros demențial, deci pur și simplu o ține să nu mai ieși din apă. Da, deci am să-l recumpăr cu siguranță. Ok, de la D&M am cumpărat acest produs de la Kneipp, recent, are o lună și vreau să zic că mi-a plăcut, dar nu am fost chiar atât de încântată pentru că în momentul când îl aplici pe piele nu face foarte multă spumă și bineînțeles că trebuie să pui foarte mult produs ca să reușești să te speli și să simți că într-adevăr pielea se curăță. În schimb miroase foarte bine și într-adevăr lasă o piele foarte catifelată. Probabil că am să o recumpăr. Ok, de la D&M, de fapt acesta nu e de la D&M, acesta este de la Müller. Sunt aceste magazine din Germania, Müller. Au tot felul de produse foarte bune, am mai spus într-un clip că au produse de-a lor, produs nemțesc și da, mie mi-au plăcut cele care le-am cumpărat. Acesta este Max, un gel de duș. Da, de la Max am avut acest gel de duș și acest parfumel, a fost set și chiar mi-a plăcut foarte mult. Am să mai recumpăr pentru că magazinul Müller este aproape de mine și mi-a plăcut. Ok, următorul produs pe care l-am terminat este acesta de la Dove, un gel cremă de duș cu extracte de magnolie și extracte de fistic. La fel, mi-a plăcut foarte mult. Aceste produse de la Dove sunt foarte calitative, sunt bune și îți lasă piele catifelată, chiar că și hrănește. Cu siguranță am să recumpăr.
Am mai terminat acest bidon mare de la Nivea, cu greu l-am terminat. Gel de duș cu extracte de lavandă, la fel, mi-a plăcut foarte mult. La fel lasă și aceste produse de la Nivea, lasă pielea foarte fină și încărcelată și le curăț, deci curăță pielea și cu siguranță am să mai recumpăr. Ok, acum probabil că am terminat produsele de spălat, gel de duș, am să trec la cele de păr. Am terminat acest balsam de la Garnier cu extracte de mușețel. Și acesta mi-a plăcut, de la L'Oreal acest șampon, pardon, așa vine. Este pentru păr foarte uscat și deshidratat. Da, îmi plac produsele de la L'Oreal foarte mult, chiar dă rezultate și în general eu folosesc produsele de la L'Oreal pentru păr, dar mai sunt și alte produse pe care le-am încercat. Ok, da, pentru păr am mai încercat și acest șampunel mostră de la Artist, așa scrie. Da, acestea l-am luat de la un depozit unde sunt produse de acest gen, mostre, de șampon, de creme de duș, de creme de corp și mai departe și sunt foarte ieftine și probabil că am să cumpăr șamponul. Șampon, am mai terminat și acesta de la Marabu, tot de la acest depozit pe care vă vorbeam, a costat 75 de cenți, deci cum vă ziceam sunt foarte ieftine. Este un șampon pentru protecția părului, pentru protecția culorii de fapt. Da, și mai atineam să auzea copilul meu pe fundal cum mă stricam. Da, v-am spus de acest produs, mi-a plăcut mult și cu siguranță am să mai recumpăr dacă am să mai găsesc la depozit. De obicei sunt ediții limitate. Ok, acesta este un gel de duș de la Nivea a soțului meu care l-a terminat. Da, el în general folosește produse de la Nivea și de la Saios șampon. Mie mi-a plăcut foarte mult cum mirosea. Deci, cu siguranță o să-l recumpăr. Am mai terminat de la Avon o cremă scrub de la Planet Spa. Foarte bună, cu unt shea. Și chiar foarte bună. Am să o recumpăr, da, încă am să mai găsesc. Am terminat și acest săpunel scrub de la DM, magazinul DM. Da, mi-a plăcut foarte mult, dar sincer să fiu, nu am simțit, nu știu ce diferență. Adică miroase foarte bine. Dar nu știu ce să zic, mi s-a părut așa foarte ciudată și nu cred că am să o mai recumpăr, deși miroase extraordinar de bine. Ok, am terminat cu prima plasă, deci este goală. Următoarea plasă, la fel este plină. Aici am o cutie cu aceste absorbante de zi cu zi de la Siempre, acestea am cumpărat de la Lidl și îmi fac foarte mult. Am terminat aceste două balsame de rufe de la Vernel. Unul este cu extracte de uleiuri, are un miros așa exotic, da, mi-a plăcut foarte mult și rufele mele miroseau foarte bine în urma spălării cu acest balsam și cu siguranță am să recumpăr. Iar acesta este un balsam pentru bebe, pentru că bebele meu are pielea foarte sensibilă și de obicei spăl hăinuțele lui cu acest balsam și la fel cu siguranță am să recumpăr. Ok,
Aici am un pachetel de șervețele de la Sien pe care le-am cumpărat recent, dar vreau să zic că nu sunt mulțumită. Miros foarte bine, în schimb, dar tenul meu este foarte sensibil și atunci, în momentul când curățam tenul cu aceste șervețele, aveam senzația de usturime și cred că mie nu, personal nu fac bine aceste șervețele, așa că cu siguranță n-am să le mai cumpăr. Am mai terminat o cremă de mâini de la Camil, aceasta am cumpărat-o de la DM, cu extracte de aloe vera și avocado, da, mi-a plăcut foarte mult și am să recumpăr. Aici mai am un ambalaj de la șervețele, ups, acesta l-am cumpărat de la Kaufland, cred că, și la fel nu mi-au plăcut pentru că dischetele se destrămau așa ușor și îmi lăsau uscame pe față și nu le-am suportat și atunci acționam că n-am să le mai cumpăr. Am mai găsit aici o mostră de la Knipe, cremă de corp. Aceasta a venit împreună cu gelul de duș pe care vi-am arătat mai devreme. Foarte faină crema, deci crema este chiar foarte bună, hidratează și da, aici scrie pentru hidratare intensivă și am să cumpăr crema. Gelul de duș nu știu dacă am să mai cumpăr, dar crema cu siguranță am să o încerc. Am mai terminat de la L'Oreal această mască de păr pentru protejarea culorii în urma vopsiei părului. Da, și aceasta o aplicam pe lungimea părului de păr, așa, de la jumatea părului, ca să-mi protejeze părul și, bineînțeles, să-mi dea așa o strălucire. Cu siguranță am să o recumpăr și pe aceasta. Am mai terminat de la Oriflame această cremă pentru picioare, da, la fel mi-a plăcut și aceasta foarte mult. Am ceva produse de la Oriflame, este pentru hidratare intensivă, așa, am să o recumpăr. De la Oriflame mai aveam acest gel de față de spălat la Optimals. Este pentru ten normal combinat, deci eu am tenul mix și atunci pe mine acest gel m-a ajutat foarte mult. Cu siguranță am să mai recumpăr. Aici am mai găsit un gel de duș de la Nivea, tot a soțului meu. Cum v-am mai zis, el folosește în general produse de duș de spălat de la Nivea și miroase foarte bine. Aici mai am două mostre deci acesta este spuma și fixativul pe care le-am cumpărat din acest depozit de care vă spuneam mai devreme, unde găsești produse ieftine și calitative, adică pentru mine au fost foarte bune. Se cheamă Aiko. Așa, și chiar mi-a plăcut foarte mult. Cele care stați în Germania știți cu siguranță acest depozit. Se cheamă depozitul Müller, este și magazinul Müller. La depozitul Müller se găsesc produse de gen mostre și sunt foarte ieftine. Ok, aici am găsit pastă de dinți de la Mary Doll. Aceasta am cumpărat de la EDM și este foarte bună, într-adevăr îți curăță dinții, albește chiar. Și de la Aven am această cremă pentru piele sensibilă, am cumpărat-o pentru copiii mei. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, pentru că la un moment dat, în loc să iasă cremă, a ieșit așa ca un fel de apă și am avut senzația că s-a stricat, așa că nu m-am riscat să o folosesc în continuare și am aruncat-o.
da? Aceasta este pentru piele sensibilă și piele iritată. Da? Produsele de la Avène în general sunt foarte bune și eu le folosesc pentru copiii mei. Cu siguranță am să le cumpăr și pe aceasta. Aici am o cremă de picioare de la Scholl. Așa se zice, nu știu. Tot de la acest magazin, acest depozit, am cumpărat-o. Și da, sunt foarte buni produsele de la Scholl. Chiar mi-au plăcut. Am mai terminat și acest deodorant de la Sebamed. Acesta l-am cumpărat de la magazinul DM, dar sincer să fiu, nu mi-a plăcut pentru că nu am simțit că nu a rezistat și imediat simțeam cum transpir, cum deci nu mă simțeam confortabil. Nu are niciun miros, nu știu, de obicei produsele care nu au miros sunt foarte bune și sunt fără parabeni și prostii de genul, dar pe mine nu m-a ajutat cu nimic acest produs și nu am să-l mai recumpăr. De obicei deodorantele pe care eu le folosesc sunt cele de la Dove sau Rexona sau Nivea. Așa, am mai găsit această pastă de dinți de la Oriflame pentru copii cu guze de căpșuni, foarte bună și o folosește băiețelul meu, dar are chiar așa un miros foarte aromat de căpșuni și vine să o mănânci. Ce mai am aici? Am mai găsit un parfumel de la Janson de Vie. Este un parfum foarte vechi, da, o aveam de ceva timp, dar pot să zic că foarte bun acest parfum, persistă foarte mult și chiar mi-a plăcut. Nu știu dacă se mai găsește, nici sincer să fiu, nici nu m-am mai interesat, așa n-am mai fost pe magazin să văd dacă mai există acest produs, dar am să încerc să mai caut. Ok, am terminat și această plasă. Acum ce mai am? Mai am aici de la produse de make-up. Am acest fond de ten de la Melchior cu factor de protecție, iarăși acesta foarte bun, mi-a plăcut și probabil că am să-mi recumpăr în viitorul apropiat. Un creion de buze de la Number 7, în nuanță de, nu știu să vă zic, așa e un fel de roze cappuccino, nu pot să-mi dau seama, dar așa. Nu prea se vede, da, mi-a plăcut foarte mult, nu știu numărul aici, nu scrie ce număr este. Da, da, a fost foarte faină, mi-a plăcut. Și aici mai am un rimel de la Manhattan, super size. Mi-a plăcut și acest rimel, are periuța așa, foarte groasă, s-a uscat și asta este, am să-l recumpăr. Ok, și cam atât. Acestea au fost toate produsele pe care eu le-am adunat în curs de 2 luni și mă bucur că acum vi le-am putut arăta și cu ocazia aceasta eu am să le arunc și am să fac locul la alte produse. Ok, dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-mi dați un like și să vă abonați. Și nu uitați să-mi lăsați comentarii de dedesubt, în cutiuța cu comentarii. Și rămâne să ne vedem pe data viitoare cu un alt filmuleț și vă urez să aveți o zi frumoasă, plină cu soare și profitați pentru că a venit primăvara și este o perioadă foarte frumoasă, cu foarte multe florele, cu verde mult împrejur, mult verde împrejur și...